Vești proaste pentru români, pe lângă scumpirea facturilor la gaze, electricitate, dar și a carburanților, medicamentele ar urma să înregistreze și ele prețuri mult mai mari. România este una dintre țările care are cele mai mici prețuri la medicamente din Europa, însă acest lucru ar urma să se schimbe. Deja se resimt scumpirile la anumite medicamente, iar, potrivit observatornews.ro, producătorii suportă cu greu aceste scumpiri. Prunizorii internaționali încep să informeze despre prelungirea timpului de livrare a comenzilor pentru folie de aluminiu, folie de plastic și hârtie specială pentru ambalaje și prospecte de la 3 luni la 6 luni. Asta înseamnă o presiune enormă pe capitalul de lucru care deja este întins la maximum din cauza creșterii costurilor cu materiile prime, excipienții și utilitățile. Unele materii prime s-au scumpit deja și cu 800% și în aceste cazuri deja fabricile de medicamente din țară au fost obligate să facă stocuri de șase luni. Principalele țări din care vin materiile prime necesare fabricării produselor farmaceutice sunt China, India sau Germania, industria locală de medicamente, bazându-se pe importuri pentru aceste produse.